E foarte bine că domnul Iohannis n-a reușit să explice cu toate casele, cu toate că a încercat. Dar la această poveste cu copiii, e obligat să o facă. Domnul Iohannis, dacă vreți să sunați în seara asta, încă mai e timp. Dacă vreți să veniți la emisiune, prelungim emisiunea. Dacă vreți să veniți săptămâna viitoare la această emisiune, nu mai stați ascuns, pentru că e păcat. E păcat să pierdeți aceste alegeri, pentru că toată lumea să creadă că dumneavoastră sunteți implicat în toate lucrurile astea pe care, iată, nu le poate explica nimeni. Bunica aceea a murit, dar poate pentru memoria ei, pentru demnitatea dumneavoastră, trebuie să explicați lucrurile astea. La ce emisiune doriți să veniți? Vreți să veniți la vreo emisiune sau, repet întrebarea, nu vă lasă domnul Blaga? E adevărat că nu vă lasă domnul Blaga și cu domnul Petrache și cu domnul Videanu și cu domnul Berceanu și cu doamna Anastase, nu vă lasă aceste jucării a lor, sunteți marioneta a lor, sunteți păpușa lor. Nu se poate așa. Eu cred că principala calitate a acestei guvernări pe care o conduceți, domnule Ponta, este buna intenție. Ați dovedit faptul că prin reîntregirea salariilor vreți să dați din nou o șansă unei vieți civilizate oamenilor din România care au devenit restanți ai băncilor, aproape 1 milion de oameni în guvernarea Băsescu-Boc, că vreți să întindeți o mână pensionarilor prin indexarea pensiilor, lucru care nu s-a făcut timp de 4 ani. În mod evident există o ușurare, o relaxare după perioada aceea de austeritate impusă de Băsescu prin măsuri iraționale.